Universitarii au făcut în această vară 3 achiziții. Este vorba despre portarul Paul Simulescu, extrema stânga Ciug Wenzel și extrema dreapta Răzvan Cavriloaia. În schimb, au plecat 6 jucători: Alin Roșu, Ștefan Grigoraș, Andrei Duman, Robert Furac, Alexandru Juverdianu și Cemal Cutaia. Ce să zic, este o echipă competitivă, mi-a plăcut de ea de anii trecuți, o știu de când joc și eu în ligă. Este o echipă competitivă și am venit să ne luptăm pentru obiectivele clubului. M-am mai jucat cu Iraclic Bilașvili la Reșița și cu Darius Macaria la juniori, la extrem. Deci îți va fi ușor să te adaptezi? Da, adaptarea sper că va fi una foarte ușoară. Cum vezi viitorul sezon al Ligii Zimbrilor, condițiile transferurilor din această vară, din ce ai văzut? Eu sper că va fi un sezon bun, cu multe reușite și dacă ne antrenăm și suntem serioși și ne vedem de treabă, eu zic că totul o să fie foarte bine. Un mesaj pentru suporterii suceveni? Să vină număr cât mai mare la sală, să ne susțină, fiindcă avem nevoie de ei. Suntem medie de 27-28 de ani, cred eu. Sunt echipa destul de tânără. E important să nu ne accidentăm și să fim cât mai mulți la antrenamente și la meciuri. Eu cred că anul acesta o să fie mult mai echilibrat campionatul. Sunt multe transferuri. Eu sper că terminăm noi cât mai față. Am jucat ca adversar, acum joc pentru ei, sper că să vină cât mai multe lume la sală, să fim cât mai mulți și mai puternici. Lotul în momentul acesta este incomplet la reuniune, pentru că e vorba de cei 3-4 juniori care sunt la lotul național și care se vor întoarce duminică seara, iar dintre cei care ar fi trebuit să fie astăzi aici și nu sunt, s-au învoit, e vorba de Iraclic Biașvili, care între timp s-a căsătorit și a rămas pentru a obține viză și pentru soția lui, lucru cu care am fost de acord ca să nu mai perturbăm ulterior pregătirea, și Răzvan Gavriloaia, care de asemenea avea un bilet cumpărat, pentru că noi, Suceava, trebuie să știm, am început mai repede puțin, tocmai pentru că avem acel campionat european universitar și vrem să evităm orice risc de accidentare sau să fim într-o formă sportivă cât mai bună acolo. Așteptați în continuare un interdreapta? Nu-l așteptăm, îl căutăm, nu stăm doar ca să vină. Noi încercăm, eu încerc personal să găsesc o soluție cât mai bună, pentru că așa cum este echipa în momentul acesta, ea creează oarecare ridicări din sprâncene ale multora dintre participanți în Liga Națională. Eu am încredere că jucătorii tineri care vor veni, pentru că schimbările la echipă sunt de natură, 3 schimbări post pe post și în rest jucători tineri. Am încredere în jucători tineri, dar de multe ori ai nevoie de jucători cu experiență și de multă forță. E vorba de multă forță fizică, aici unde nu stăm noi foarte bine, atâta timp cât vom juca cu juniori. Dar un interdreapta bun e greu de găsit, îl caută inclusiv Dinamo, cred. Deci nu interdreapta, jucători de mână stângă vorbesc. Deci ne vom pregăti cât putem mai bine ca să scoatem maxim din ce avem noi resurse în acest campionat. Jucătorii știu acest lucru, e în folosul tuturor să facem atât un grup bun, un colectiv bun, cât și fiecare în parte să poată crește în valoare, pentru că din asta trăiesc sau vor trăi unii dintre ei. După campionatele europene universitare din Polonia, pentru CSU din Suceava va urma un turneu la Baia Mare pe 5 și 6 august, o dublă cu CSM Bacău pe 12 și 13 august și un amical la Focșani pe 19 august. Niciodată nu e un program perfect. Eu aș fi vrut să avem turneu la Suceava, Memorialul Mironiuc, din alte considerente decât cele sportive, pentru că țin la acel turneu și țin la tradiția handbalului din Suceava. Nu s-a putut face pentru că deja erau angajate 2 turnee în același interval de timp și pentru că, după cum știți, începând de anul trecut, Liga Națională începe din ultimul weekend de august. Așa că va trebui să ne reorientăm și noi în anii următori să vedem cum putem face să aducem un turneu la Suceava. Din toate punctele de vedere este necesar acesta, mai ales pentru public, presă și pentru jucătorii noștri care acasă, știți foarte bine, o echipă de entuziasm, joacă mult mai bine atunci când sunt susținătorilor în tribună. CSU din Suceava va debuta în viitorul sezon al Ligii Zimbrilor pe data de 27 august, cu o deplasare pe terenul celor de la Minaur Baia Mare. Echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Joldănescu și Iulian Andrei va juca apoi pe teren propriu cu campioana Dinamo București.